Bună seara, doamnelor și domnilor. După cum bine știți, invitatul nostru special în această seară este fostul președinte al României, domnul Traian Băsescu. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Și alături de mine în această seară, maestrul Ion Cristoiu, în acest maraton, pentru că domnul Traian Băsescu nu a dat prea multe interviuri în ultima vreme, de când nu mai sunteți președinte. Mai mult conferințe de presă. Nu, cred că e al doilea. Nu, declarații pe scări. Mai mult declarații decât... pe scări? Da, am pe la PMP pe acolo, când ies. Dar de ce nu v-a mai invitat presa sau n-ați mai vrut să ieșiți? Nu, am foarte multe solicitări, dar n-am... Mai aveți chef? Sau nu mi se pare că e momentul să fiu foarte activ. Chiar dacă cei care încearcă să mă denigreze pe mine, familia mea, sunt extrem de activi. Da. Păi, bun, eu nu v-am chemat astăzi numai de asta. V-am chemat și pentru că vreau așa să știu ce crede fostul președinte al României despre actualul președinte al României, să zicem că au trecut 3 luni și după 3 luni cam îți dai seama în ce direcție o ia țara sau ne putem face o imagine după 3 luni. Să vorbim despre lupta anticorupție, care, după cum bine știți, e subiectul numărul 1 al presei din România. Aproape că nu mai există alt subiect. Știți când o să ne trezim din dezbaterea asta, de multe ori sterilă, care în loc să fie doar punctarea unor evenimente legate de justiție, sunt lungi dezbateri cu foarte multe materiale trimise de procurori din dosare, denunțuri. O să ne trezim când, Doamne ferește, să nu avem tancurile rusești pe la frontieră și noi să tot discutăm denunțuri ale unor denunțători, dar și a unor delatori. E, tocmai din cauza asta, domnule președinte, v-am pregătit o surpriză. Nu începem cu subiectul ăsta, o să-l lăsăm mai încolo, fiindcă avem destul timp la dispoziție să discutăm și despre asta și o să încep cu un subiect care e proaspăt, dar despre care s-a discutat așa destul de întrecere și anume vizita noastră la Chișinău. O vizită privată, dar în care v-ați întâlnit și cu oficialități ale statului moldovean, în care ați fost la Chișinău, la Soroca, nu? Da, adică... Uitați-mă, înainte de asta, domnul președinte, spune telespectatorilor, când ați intrat aici, în singura clădirea asta, am auzit niște tipi strigând. Da, sunt aia de la Voiculescu. Sunt echipa de zgomot de al lui Voiculescu, care 10 ani cât o să stea el acolo. Eu aș fi mă urmărească niște oameni tot timpul. 10 ani cât o să stea... E, dacă observați, și prin media, și prin echipe de-astea trimise peste tot pe unde merg, se urmărește crearea unei presiuni pe mine. Pe mine, pe familie, însă nu sunt atât de... Presiuni, deci iertați-vă, să renunțați la politică sau să vă sinucideți? Să renunț la politică, să mă sinucid, cred că nu așteaptă nimeni să fiu atât de slab, da. Dar să renunț la politică. Vă mărturisesc că am stat 2 luni în care n-am avut ieșiri publice, am așteptat, dar am constatat că degeaba stau. Aș fi vrut să am o perioadă mai relaxată. În alea 2 luni m-au tocat de dimineață până seara, parcă aș fi fost președinte în funcție, și pe mine, și familie, și tot ce au putut. Păi, o să vă mai toace, acum știți foarte bine. Nu mă, domnul Orcan, 8 secunde. Iar, în afară de Voiculescu, cine mare interes să nu să ieșiți din politică? Foarte mulți. Cred mulți e echipă. Păi, cred că Iohannis nu e interesat deloc să rămână în politică. Ponta nu e interesat deloc să rămână în politică. Aici mă refer și la cei din jurul lor. Nu știu de ce ar fi interesată doamna Macovei să rămână în politică, dar nu suspectați că ea trimite golanii ăștia să fuiere. E foarte important cine nu o să-mi spună cineva, sunt cetățeni români. Da, eu sunt un cetățean liber care-i fluierat de niște golani. Da? Nu mai sunt președinte. Termenul ăsta a făcut o carieră în anii 90, nu e... Nu, ăștia sunt golani în adevăratul sens al cuvântului. Da. Eram curios. Vă însoțesc așa o echipă de zgomote. Hai să le spunem derbedei, ca să... Derbedei plătiți. Păi, cum ziceți dumneavoastră. Da? S-au pregătit, pentru că așa a venit vorba fără să ne vorbim înainte, v-am pregătit o surpriză. Începem cu subiectul Republica Moldova. Și aș vrea, în timp ce discutăm, să vedem câteva imagini. Ați mers pur și simplu pe stradă, ca un cetățean simplu la Chișinău. Da. Sigur că ne-ați înconjurat de o delegație și v-ați pozat cu oameni. Am văzut imaginile. Da. Povestiți-ne puțin despre vizita asta. Cum ați fost primit acolo?
Domnul Orcan, eu în Republica Moldova sunt foarte cunoscut, în primul rând și de cei care se opun mersului spre Europa al Republicii Moldova și de unioniști și de cei care sunt numai pro-europeni. Deci acolo nu am o problemă de recunoaștere, cum cred că în multe țări din Europa nu am o problemă după ce 10 ani de la Consiliul European am tot apărut în imagini în toate țările Uniunii Europene. Deci pentru mine n-a fost o surpriză, era ca și cum plimbam în București sau în Timișoara, unde am fost ultima dată. Da, am observat că nu erau fluierași acolo. Nu, erau oameni care Voiculescu nu le plătește și indemnizație de străinătate, știi? Pe... Ok, acum circulă pe piață de o perioadă, nu chiar de acum, da. Erați încă președinte, această teorie că ați vrea să vă luați cetățenia Republicii Moldova, pe care înțeleg că nu v-ați luat-o acum, n-ați făcut cerere. N-am făcut. Ca să deveniți un soi de, după modelul Cuza, să candidați la președinția Republicii Moldova și în eventualitatea unei uniri, nu știu cum va avea loc, că știți, teoriile astea ale conspirației n-au și explicații constituționale, în eventualitatea unei uniri să deveniți din nou președintele României. Nu. Astea sunt speculații de oameni, aș spune chiar, uneori cu un nivel redus de responsabilitate. Cum să te poți gândi că un fost președinte al României se face președinte al Republicii Moldova, unește patriile? Nu! Cele două țări se vor uni ori de nevoie, ori de bunăvoie. De bunăvoie în vreo 20 de ani, de nevoie și mâine, poate. Și credeți că se vor uni într-un termen, să zicem, rezonabil? Adică vom apuca unirea asta? Măcar în interiorul Uniunii Europene. Dacă îmi permiteți o speranță legată de o abordare extrem de responsabilă a oamenilor politici din Republica Moldova, privind la situația din regiune, privind la ce s-a întâmplat în Ucraina, trebuie să știe că s-a creat un zid între Republica Moldova și Ucraina pe de o parte și Uniunea Europeană pe de altă parte. Sigur, vom avea, avem acord de liber schimb, avem liberă circulație, liberalizarea vizelor, dar de aici până la intrare în Uniunea Europeană, calea a devenit aproape la o distanță infinită de aceste două țări, pentru că semnalul pe care l-a dat Moscova a fost foarte clar. Orice drum a Ucrainei către Uniunea Europeană înseamnă intervenție militară. Nu-i vor lăsa, au nevoie strategic de acest tampon între Federația Rusă și Uniunea Europeană, NATO. Și se va întâmpla același lucru și cu Republica Moldova? Păi, Republica Moldova e de mult pusă sub control prin războiul transnistrean. Republica Moldova are deja pe teritoriu trupe ale Federației Ruse, acum mai mult sau mai puțin recunoscut de Moscova, are și Ucraina, trupe ale Federației Ruse sau loiale Federației Ruse pe propriul teritoriu. Domnule președinte, iertați-mă, domnul Orcan, ați fost acum, faceți o analiză, sunteți, cred că data trecută sau într-un alt interviu, spuneați că încă nu e totul pierdut pentru noi în Moldova. E pierdut? Acum da. În ce sens? Acum da, eu le-am spus și jurnaliștilor într-o conferință de presă, pentru că ultima idee lansată de politicienii din Republica Moldova este să facă cerere de aderare. Le-am spus, România a semnat acordul de liber schimb în 93 și a intrat în Uniunea Europeană în 2007. Deci a durat 14 ani acest proces, în primul rând de transformare instituțiilor, și pe urmă încă 2 ani și ceva de negociere. Și un an am stat în observare, că aveam celebrele stegulețe. 2005 și 2006, 2 ani. Am stat până când am corectat
tot ce nu era conform cu standardele Uniunii Europene la aderare. În condițiile astea, după semnalul dat de Moscova în Ucraina că nimic din teritoriul fostei Uniuni Sovietice, cu excepția Balticilor, care au scăpat de mult în momentul de maximă slăbiciune a Federației Ruse, nimic din fostul teritoriu al Uniunii Sovietice nu va ajunge să fie membru NATO și membru al Uniunii Europene. Ăsta e semnalul dat de Federația Rusă în Ucraina. Dumneavoastră vă referați atunci la nou guvern, la configurația Parlamentului, la post-alegeri. Da. Deci, din punctul de vedere al geopoliticii, am înțeles, e pierdută. Da. Dar schimbările din ultimul timp... Nici ele nu ajută grozav. Având în vedere că e un guvern minoritar, susținut de comuniști, care nu sunt cei mai entuziaști... Noi puteam să influențăm? V-am mai întrebat toate. Și vă cum? Repet... Da, aveam mijloace, aveam posibilitatea să avem dialog mai deschis, mai puțin deschis, dar să influențăm și PNL-ul să intre la întrebare. Partidul Liberal să intre la guvernare. A depins de președinte asta sau de structuri? Păi, structurile acționează la ordinul președintelui din acest punct și de vedere. Și președintele de ce n-a dat ordine? Nu știu. Deci trebuia să fie discuție. Ce vă pot spune este că România, așa cum a avut mijloace să-i pună cap la cap în 2009, avea mijloace să o facă și acum. Da. Dacă moldovenilor să zicem că ar trebui să le fie frică de Rusia, care a dat acest semnal cu Ucraina, României, asta e o întrebare care mă provoacă. Da. România ar trebui să-i fie frică de Moscova? Domnul Orcan, frică nu, dar îngrijorat trebuie să fie România de Moscova. Uitați-vă la toate statele. Și-au mărit instantaneu capabilitățile militare. Polonia a lansat un mare program de înarmare. Balticii și-au mărit armatele, cât sunt ele de mici acolo pentru țările baltice. Nordicii, Norvegia, Suedia au luat măsuri de creștere a bugetelor Ministerului Apărării. Cred că și în România, având în vedere că sunt multe state care au început să cheltuiască bani mulți, trimițând nave în Marea Neagră, să nu credeți că e ieftin să ții 6, 7, 8 nave NATO în Marea Neagră în loc să le ții în bazele lor din Mediterana. Sute mii de militari, echipament greu de luptă american se dislocă de unde se află în Europa, din vestul Europei, se dislocă în România și în Polonia și în țările baltice. Sunt costuri. Eu, dacă aș fi fost prim-ministru și președinte, aș fi dat și eu, ca țară beneficiară a acestui efort financiar pe care îl fac armatele statelor NATO, și auzindu-l pe premier că are excedent la încasări, aș fi spus creștem în acest an bugetul apărării cu 200 de milioane, cu 300 de milioane de euro. Aș fi făcut-o. Cred că ar fi fost un răspuns politic corect în care România s-ar fi arătat îngrijorată de situația din regiune. Sunteți îngrijorat de declarațiile domnului Lukashevici, îl știți pe domnul Alexander Lukashevici, purtător, ați auzit de el, purtător de cuvânt de la Maia Rus, da. Da? Care a spus, avem o declarație, aș vrea să vă arătăm, pentru că e o amenință. Cu sau fără declarația acestui purtător de cuvânt. E foarte dură. Eu am fost întotdeauna îngrijorat legat de Rusia și această regiune din care face parte și România. Domnule președinte, cu sau fără declarații. În cazul situației de la ora actuală, și eu știu destul de bine, dacă nu ați fi președinte, bănuiesc că v-ați face o estimare, o previziune, că e foarte important pentru noi. Adică, situația merge către război, merge către înghețare, merge către pace
și ce trebuie să facem noi? Adică, care ar fi estimarea noastră? Eu am spus de multă vreme, nu vreau să reiau, că nu, am spus Marea Neagră, Lac Rusesc și da. Gazprom mai eficient decât Armata Roșie în influența deciziei politice în Europa. Dar, în opinia mea, Federația Rusă nu se va opri până când nu cucerește tot sudul, până când nu controlează tot sudul Ucrainei, până la gurile Dunării. Acest tandem Crimea, gurile Dunării îi fac stăpânii Mării Negre. Fără gurile Dunării sunt jupâni în Marea Neagră, dar nu stăpâni. Pentru că gurile Dunării le dau și culoarul de acces către inima Europei. Și nu, vreau să vă întreb dacă n-ați simțit o intensificare a declarațiilor, fiindcă am avut această declarație a domnului Lukașević, în care amenința aproape, da. Mă rog, voalat, dar destul de clar România. Bun, nu numai amenința, dar și umilea premierul, da. Și președintele României. Corect. Am avut o declarație pro-rusă a unui domn care e viitorul șef la OMV, om care vine dintr-o cameră de comerț germano-rusă, viitorul șef al OMV, un investitor strategic în România, care spune că n-ar trebui să-i provocăm pe rușii cu Marea Neagră și că ar trebui să ne retragem cu totul, să-l lăsăm pe Putin în pace. Și am avut declarațiile jignitoare, despre care cred că ați auzit, ale ambasadorului Federației Ruse la București, domnul Malginov, la adresa profesorului Vladimir Tismananu. Domnul Malginov, mă rog, între timp a retras textul de pe site-ul ambasadei, dar spunea acolo că făcea agenda publică, ce ziare să preia și ce fel de texte la adresa Rusiei. Da. N-ați simțit o intensificare a declarațiilor publice, adică și încoardă puțin mușchii rușii în România? Mă face parte din propaganda tipic rusească. Și ei dau semnale, în primul rând, purtătorilor lor de mesaj din mass media românească. Ca să fim foarte clari, cine crede că în România sunt doar îngeri, se înșală. Sunt foarte mulți oameni care susțin soluția unei apropieri de Federația Rusă și în presă, și în politică, și în rândul cetățenilor, probabil. Dar credeți că o fac sincer sau sunt și oameni care unii sunt o fac manevrați? Din convingere. Cei mai mulți cred că o fac din convingere. Și cei mai eficienți, fie că o fac din convingere, fie că o fac din alte motive, sunt cei care erodează credibilitatea statului, știi? Da. Ați fost la Chișinău, Republica Moldova, și totodată domnul Eugen Tomac, care v-a însoțit, a fost la Fântâna Albă. Știți evenimentele de la Fântâna Albă? Da. În 1941, pe 1 aprilie, acolo au fost masacrați circa 3.000 de români care încercau să treacă granița să vină în țara mamă. Dar după ce li s-a dat aprobare, da. Deci atenție, nu au luat-o pe câmpii de capul lor. Nu, li s-a dat aprobare să plece, au format convoiul, s-au săpat niște gropi în avans comune, au fost împușcați cu mitraliera, secerați cu mitraliera. Mărturiile sunt cutremurătoare. Este un eveniment din istoria noastră despre care nu prea s-a vorbit în ultimii ani, înțeleg pe vremea comunismului, dar nici în ultimii 25 de ani. De altfel, înțeleg că manualele de istorie sunt acum cu vedete de televiziune, dar mai puțin cu chestiuni de genul ăsta dureroase. În contextul ăsta, ținând cont de faptul că polonezii au făcut presiuni asupra Rusiei, ani de zile s-au luptat pentru a afla adevărul despre Katyn, sigur, o altă tragedie la o altă scară, și până la urmă, pe vremea lui Elțin, a obținut niște scuze publice, a obținut și o declarație a Dumei de stat, a obținut și documente, o parte din arhiva KGB-ului, fostul NKVD, despre asasinatul de la Katyn, inclusiv celebra aprobare dată de Stalin pe acel memo. Noi nu putem face asta, domnul Tomac are o inițiativă în Parlament, dar statul român, președinția, nu poate face asta, să ceară statului rus o recunoaștere a acestei situații? Deci, cred că evenimentul trebuie să aibă dimensiunile genocidului de la Katyn, pentru că acolo a fost de dimensiuni infinit mai mari decât ce s-a întâmplat cu românii, pe de o parte, și pe de altă parte trebuie găsit un moment politic prielnic. Ori, din păcate, în mandatele mele, momente politice prielnice în relația cu Federația Rusă nu prea au existat. Iar dacă au existat ușoare fante, am încercat să le valorific în direcții mult mai pragmatice și imediate. De câte ori v-ați întâlnit cu Vladimir Putin?
oficial de două ori, o dată la Moscova și o dată la București, când a fost și la summitul NATO. Și ați avut discuții față în față, între patru ochi. Și discuții între patru ochi, am avut alte trei discuții, patru chiar, la summituri la care participa și România și Federația Rusă. Și nu cred că am avut la astfel de summituri discuții mai scurte de 30-45 de minute. Cum vi s-a, care este percepția noastră despre el? E un om inteligent și extrem de inflexibil pe ce crede despre Federația Rusă și despre obiectivele Federației Ruse. Este extrem de inflexibil. Estimarea, mă întorc, estimarea noastră este că obiectivul final al Rusiei este cucerirea sudului, e vorba de Ucraina, da, să înțeleagă, sudul nu Ucrainei, de Moldova, că e foarte important, până ajunge la gurile Dunării. Și alipirea Transnistriei. Bun, până ajunge la gurile Dunării. Două întrebări. Unu, care ar trebui să fie strategia occidentalilor față de acest obiectiv? Și doi, ce rol am avea noi în cadrul acestei strategii? Domnul Cristoiu, după părerea mea... E vorba de Ucraina, nu e vorba de noi. După părerea mea, Occidentul a ratat ocazia să-l oprească pe Putin. Nu-l va putea opri. Putin va ajunge la gurile Dunării într-un an, în doi ani, în șase luni. Imediat ce prinde momentul prielnic, ajunge. Acum l-au lovit simultan și sancțiunile... Și l-a lovit și căderea prețului țițeiului. Eu cred că dacă Putin avea prețul țițeiului la 105 dolari barilul, astăzi era pe aproape de Odessa. Pentru că foarte mulți spun, stai, păi e tocmai în estul Ucrainei, unde e estul Ucrainei, unde e Odessa? Dar Putin are 40.000 de militari în Crimea, care l-au o zvârlitură de piatră de Odessa. Atingerea gurilor Dunării înseamnă ne interesează și până de punct de vedere național, al interesului național, sau nu am înțeles, dar ce putem să facem noi din puterea dreptului internațional? Foarte puține, pentru că Rusia, Federația Rusă, este membra Comisiei Dunării. Deci este printre fondatori Comisia Dunării, formată prin tratatul din 1948, semnat pentru România de Anna Paucăr, de altfel. Și ar însemna cu brațul acela care e ucrainean acum, Chilia ar deveni al... Nu e ucrainean, e jumătate-jumătate, română. Ar deveni, practic, vecin cu Rusia. Domnul Orcan, asta este că nu mă deranjează neapărat că Rusia ajunge la brațul Chilia. De câte ori am fost vecin cu rușii, ne-a mers prost. Deci România nu trebuie să fie vecină cu Federația Rusă. Uitați-vă în toată istoria. Păi, tocmai citeam acum o știre că au depus comuniștii din Republica Moldova un proiect de lege pentru a conferi regiunii Taraclia un statut special de raion național cultural. Adică, practic, să după Transnistria și Găgăuzia să mai facă încă un raion autonom. Da. Taraclia este majoritar locuită de o minoritate bulgară, care e majoritară în Taraclia și care a fost și ea utilizată împreună cu populația din Bălți, care e mai rusofonă. Aceste patru centre au fost tot timpul utilizate pentru destabilizarea Republicii Moldova sau menținerea într-o situație de stabilitate extrem de fragilă. Transnistria, Găgăuzia, Taraclia și Bălțile. Nu credeți în... Eu am fost în Republica Moldova și ultima dată țin minte că am discutat cu moldoveni, cu jurnaliști moldoveni, nu credeți în varianta ca Republica Moldova să scape de, cum se spune în marinărie, lest, nu? Să scape de lestul pe care îl reprezintă Transnistria și să intre cu restul țării de la Nistru încoace în Uniunea Europeană. Aici va fi un lucru pe care foarte greu îl poți cere oamenilor politici. Dar ei trebuie să înțeleagă, Transnistria este precum Kaliningradul.
Și eu, când am avut ocazia să discut foarte privat cu ei, le-am spus că la un moment dat s-ar putea să trebuiască să opteze între a merge către vest fără Transnistria sau a rămâne acolo unde sunt cu Transnistria în situația în care sunt. Eu nu-i văd pe ruși plecând din Transnistria vreodată. Și ce v-au spus? N-au luat în calcul această variantă? N-au curaj să o spună, dar măcar eu am conștiința împăcată că le-am spus-o. Adică... Aici ideal în viitor ar fi dacă s-ar consolida Ucraina și să poți proceda la un schimb de teritorii. Adică ia-ți înapoi Transnistria, că a fost teritoriul al Ucrainei până la reîmpărțirea administrativă, dăm sudul Basarabiei, că a fost al meu. Da. Bun, să iertați-mă, apropo, și aici, ultima întrebare a mea cu Republica Moldova. S-a vorbit la un moment dat de posibilitatea ducerii, era, cred că, noastră președintele, Daniel Morar acolo ca... Nu. Niciodată nu s-a pus ca problema la ca Daniel Morar. Bun, e o problemă corupția la ei? Este o mare problemă și pot să vă spun că ziariștii spun DNA trece sprutul. DNA trece sprutul? Da. Iar eu în conferința de presă am spus, nu trebuie spus așa, DNA vă ordon trece sprutul. Păi cineva trebuie să ordone DNA-ului să treacă sprutul. Da, asta e o chestiune bună. Da. DNA trece sprutul. Ne apropiem de pauza de publicitate și aș vrea să vă mai întreb ceva legat de asta. Dacă considerați că Ucraina în acest moment are o atitudine, să spunem, cum se cade față de românii din Bucovina? Fiindcă am văzut, știți și dumneavoastră, numeroase... Răspunsul meu categoric este nu. De ce credeți? Că și noi și ei am fost victimele sovieticilor, adică... Da, însă Ucraina n-are experiență ca stat, nu știe să-și gestioneze. Ei s-au înființat ca stat după destrămarea Uniunii Sovietice. Încă au un naționalism extrem de păgubos, încă limitează mult drepturile minorităților, inclusiv a minorității române. Eu știu pe vremea lui Iușcenco, care era, văz doamne, portocaliu și cu toată deschiderea lui către Europa. Ne-au închis orice posibilitate să dăm cărți școlilor de limbă română de la nord de frontiera noastră. Da, domnule președinte, deci, e un naționalism care nu le va face bine. Însă, aduceți-vă aminte, imediat după instalarea la putere a guvernului rezultat de pe Maidan, prima lor grijă a fost să anuleze legea prin care Ianucovici, cel care a fugit, le dădea dreptul să învețe în limba română să-și folosească... Dar era la adresa tuturor minorităților. La adresa tuturor. Eu m-am referit la minoritatea noastră. Eu m-am gândit că au dat-o cu trimitere la rusofoni. La toți. Ceea ce a creat și multă nemulțumire, nu numai la români. Iar acum se pare că este un proces de chemare sub arme care se adresează preponderent unor minorități, iar românii sunt una din minoritățile care furnizează cei mai mulți militari pentru armata ucraineană. Iarăși nu este în regulă, atâta timp cât ai tăi ucrainenii dezertează, tu forțezi românii să dea un obol mai mare decât alții. Mulți militari ucraineni au dezertat în fața teroriștilor. Și da? Să-mi luați românii din Bucovina pe post de carne de tun sau cum? Da, ceea ce trebuia discutat de președintele Iohannis, două probleme. Limba, cultura, pe de o parte, și modul cum se fac recrutările pentru armata ucraineană, pe de altă parte, din perspectiva minorității românești, pentru că erau lucruri știute în țară. Da, maestru Ion Cristoiu vrea să vă pună o întrebare, dar o să vă rog, maestre, să vă păstrați întrebarea, să vă păstrați ideea. Trebuie să luăm o pauză de publicitate și reveniți. Nu uitați, după această temă
așa, internațională, dar eu consider că ăsta e principalul pericol la adresa României, nu știrile astea de duzină, de zi cu zi. O să vorbim, evident, și despre lucrurile care ne preocupă aici pe malurile Dâmboviței, lupta anticorupție, servicii secrete, ofițeri acoperiți și mai ales guvernarea, despre care nu se mai vorbește în ultima vreme, e ca și inexistent în dezbaterea publică. Revenim după pauză. Am revenit, doamnelor și domnilor, maestru Ion Cristoiu avea o întrebare grea pentru președintele Trump. Despre Republica Moldova, despre Rusia sau despre altceva? Nu, în legătură cu domnul Klaus Iohannis, a făcut o vizită în Ucraina. Noastră, ca analist politic, dânsul nu s-a explicat, că nu obișnuiește. Ați putea să ne spuneți ce a vrut și parcă la un moment dat dumneavoastră a spus că nu sunteți de acord cu implicarea noastră. Adică, de fapt, ce a urmărit domnul Klaus Iohannis? Nu știu. Sigur, e o țară vecină. Cum ați interpreta, nu? E o țară vecină, poți să o vizitezi, dar în Ucraina, acum, România nu poate avea decât obiective minimale și am apucat să le enunț mai înainte. Tratarea extrem de serioasă și dură, repet, dură, a problemei minorității românești, dreptul la limbă, dreptul la păstrarea obiceiurilor, cultură, școală, și al doilea subiect, modul cum se fac recrutările din minoritatea românească, ca să-i trimiți tocmai în est, să se bată pentru ucrainenii care nu vor să plece la încorporare din Kiev, știi? Aceste două subiecte le-aș fi discutat. Pentru că n-au fost discutate, vizita a fost o vizită așa, ca între vecini, care nu se cunosc, dar află că s-a mutat unul vis-a-vis de curând și bate într-o seară la poartă, alo, salut vecine, am vrut să știu că e și mata aici. Vreau să spun la un moment dat că ar fi aici și o intenție a președintelui de a implica România în rezolvarea crizei. Domnul Cristoiu, eu am dispus, ca să fie foarte clar, minime eforturi pe Ucraina după ce mi-am dat seama de eșecul spre care se îndreaptă polonezii, care erau extrem de exuberanți, Ucraina era sora lor, mama lor și ei avocatul Ucrainei. Eu am spus, nu avem resurse să tractăm Ucraina în Uniunea Europeană, sunt de două ori mai mari ca noi. Polonia este egală cu Ucraina și nu va reuși. Cu Baltici împreună s-a băgat și Carl Bildt, suedezul, de care nu poți să faci ceva prin est, că trebuie să fie și el. Lu Sikorski, ministru de externe polonez, vă pot spune fără nicio reținere că l-am atenționat, nu te băga în Republica Moldova să faci erorile pe care le faci în Polonia. Eu am considerat Republica Moldova o misiune majoră a României și, dacă vreți, pe măsura puterilor noastre. O consideră și domnul Klaus Iohannis, după părerea noastră, o misiune majoră? Nu știu, mie foarte greu. Are abia 3 luni declarativ, de guvernare. Declarativ? Deci, spus că dacă da, declarativ e în regulă, esența este să nu se reducă numărul de burse, pentru că acela e motorul apropierii tinerilor moldoveni de noi. Deci, noi asta putem face în est. În afară de a privi, de a da suport politic Ucrainei și partenerilor noștri europeni și din NATO cu privire legat de situația din Ucraina, ce putem face noi efectiv în regiune este să sprijinim Republica Moldova, să-i dăm alternative. Sigur, eu vă pot spune ca om politic, dacă aș fi om politic în Republica Moldova, aș spune așa: care-i alternativa mea de viitor? Păi, pot să am 2 opțiuni. În Uniunea Europeană și în spațiul eurasiatic, nu, unde ne invită, unde îi invită Moscova, împreună cu Ucraina, cu Belarusul, cu toate țările din Asia Centrală și așa mai departe. Ei au optat. Calea europeană. Bun, calea europeană are un singur drum. Mi-aș spune și răspunsul ar trebui să fie categoric nu. Calea europeană clasică înseamnă 14-15 ani de acum înainte pentru intrare în
Uniunea Europeană. Dar după Ucraina, n-aveți senzația că Uniunea Europeană a înțeles semnalul că la Ucraina e o linie roșie, care e valabilă și pentru Republica Moldova. Și atunci, dacă această cale este lungă și cu șanse minime de reușită, am și o altă cale, un plan B. Un plan B poate fi unirea cu România. Și aici, iarăși, am două variante. Să mă unesc cu România, cu tot cu Transnistria, și România să-și ia pe propriul teritoriu trupele Federației Ruse, sau să spun, Transnistria, asta e, sunt momente în care o generație de politicieni trebuie să gândească la bine prin sacrificând câte ceva. Eu, dacă aș fi politician moldovean, bătălia mea ar fi Transnistria o lăsăm, românii care vor să vină din Transnistria, cât sunt, îi aducem pe teritoriul Republicii Moldova, construim blocuri și 8 școli au de limbă română, din care funcționează în mod real 4. Îi aducem pe teritoriu, unirea cu România și am intrat în Uniunea Europeană mâine. Un exemplu. Deci aș avea planuri secvențiale și alternative. S-o țin să n-am curaj să spun asta e poza țării mele. O țară mică, cu trupele Federației Ruse pe teritoriu, cu 4 focare de instabilitate, Transnistria, Găgăuzia, Taraclia și Bălțile, toate pro-moscovite, îmi trebuie o acțiune rapidă și hotărâtă. Sigur, pentru asta trebuie să fie o echipă de 5-6 politicieni, cei mai credibili, să se ducă în fața națiunii la televiziuni zi de zi, să le explice care este perspectiva. Fraților, avem perspectiva să ne înfundăm într-un vis de intrare în Uniunea Europeană peste 14-15 ani, dar nu mai știm, pentru că nimeni nu ne-a promis că acordul de liber schimb se va evolua și va deveni și o începere de negocieri de aderare. Deci avem această perspectivă incertă, vedem situația din regiune, hai să luăm o decizie. Asta înseamnă să sperăm că Republica Moldova vor ajunge la putere 5-6, cum spuneați, lideri care să fie sigur credibili, asta înseamnă să fie și curajoși. Nu, de ce vă spun că trebuie explicat? Pentru că așa ceva nu se poate face decât prin referendum. Deci ar trebui să existe în Republica Moldova un referendum care să treacă. Iar eu mi-aduc aminte, când am devenit președinte, România a acordat Republicii Moldova 150 de burse anual pentru tineri. După 2 ani, în anul următor, am discutat cu Tăricianu, le-am crescut la 1000 și ceva, pe urmă când a fost Boc, cum a venit Boc, le-am ridicat la 5500 de burse. A fost cea mai puternică acțiune pro-românească, pentru că acești copii care vin anual și intră în sistemul de educație românesc, sunt oameni care înțeleg mai bine România. Să sperăm că vor crește mari și să schimbă generațiile, cum spuneam, dar vreau să trecem la... Dar nu, secundă, ultimă. Mă înșel eu sau când erați președinte, erați mai pro-ucrainean de acum? Nu. Când v-ați schimbat? Nu, domnul, eu am înțeles că nu se poate face când? Nimic când am văzut marea minciună a Maidanului. Păi și când ați văzut marea minciună? Stați un pic de dezvăluire, că eu am văzut-o mai demult. Nu, eu am văzut-o acum, după ce a venit Ianucovici de la Vilnius și a spus că nu mai semnăm acordul de asociere. Da. Și în care s-a repezit toată floarea Europei, da, să se ducă la Maidan, iar ăia primul lor mesaj n-a fost vremuri, era mesajul 2, era jos corupția. Primul mesaj al Maidanului. Păi, domn președinte, haideți că am ajuns la corupție. Ați spus mai devreme că ar trebui cineva să spună DNA... Și atunci mi-am dat seama că... Da. Bun, am fost întotdeauna pentru bune relații, pentru a putea valorifica aceste relații în interesul minorității românești. Dar în niciun caz n-am fost unul care să spună noi putem... Uite, ne așezăm lângă Polonia și tragem Ucraina. Nu, cotrăgea Federația Rusă în partea aia. Mai puternic.
Da. Domnule președinte, pentru că ați spus că cineva ar trebui să spună DNA, treceți prutul, că înțeleg că așteaptă și ei DNA-ul. Da. O să vă pun și, v-am zis că am și întrebări grele acum. O să vă pun și întrebarea asta, fiindcă tot ați vorbit de familie. Păi, DNA n-a trecut prutul, dar după cum știți, l-a arestat pe teritoriul României pe fiul președintelui, fostului președinte al Republicii Moldova, Lucinski. Și în acest dosar este, mă rog, invocat și citat și ginerile dumneavoastră, domnul Pricop. Da, în 2013 fiica mea nu era măritată cu Radu. Vă pot spune că am înțeles de la Radu despre ce-i vorba, dar spun și eu cât știu, că șantajul ar fi început cu un document pe care l-a făcut Lucinski în 2013, Sergiu Lucinski sau cum îl cheamă, și l-a depus la DNA și acel document a fost făcut de un avocat Pricop. Vă pot spune că ginerele meu a intrat în legătură, în contract cu Lucinski în 2014. Deci n-avea nicio legătură cu plângerea făcută la DNA pentru recuperarea unor creanțe a căror timp de recuperare expirase. De asta cred că au fost și relativ blânzi, în sensul că i-au dat deocamdată o interdicție de a părăsi țara. Însă nu-i plăcut. Anchetat, nu-i plăcut. Nu-i plăcut. Da. Da. Domnul președinte, ca de la tată la tată, că domnul Orcan nu e... Ba da, și nu are o fată așa de mare cu veșa noastră. Da. Ca și mine. Dar noastră, cum de amândoi ginerii au probleme? Dumneavoastră unde ați fost? Iar cu asta eram președintele țării. Dar de ce era tată? Nu era tată? Stați un pic, dar celălalt nu are nicio. Ce problemă are? Nu știu să aibă, dar dacă maestru i-a pus probleme și lui epizodie, poate are premoniții. Păi tată. Da, eu sunt șef de cadre în familie. Domnul Cristoiu. Așa vă reproșează unii. Domnul Cristoiu, poate să-mi reproșeze orice și eu îmi dau seama de asta. Dacă ești președintele României și îți dedici 20 de ore din 24 muncii ăsteia, rar ți se întâmplă să dormi 5 ore. E greu, eu nu știu cum se pot face weekend-uri ca președinte. Mi-e foarte greu să înțeleg mecanismul. Dar vacanțe unde? Haideți că avem subiectul ăsta cu domnul. Știți că domnul Iohannis e plecat în urmă. Eu n-am făcut concediile. Nici eu nu spun că... Să o lămurim cu asta. Eu îmi vedeam copiii odată la 3-4 luni. Mă mai reproșau și cu fratele. Pe fratele meu nu știu dacă l-am văzut de... 10 ori în cei 10 ani cât am fost președinte. Că așa e timpul și viața fiecăruia. Deci nu îmi reproșez că n-am pus SRI să vadă înainte de a se căsători fetele mele. Da, să vadă cine... De cum să pot să nu fac? Putea să, dați nu? Un pic. Impresia. Da. Dați-mi voie de da. Nu alora care vă fluieră. Este felul următor. De ce, după ce v-ați încheiat mandatul, au apărut o serie de dosare, nu spun mai Elena Udrea, și în cazul ginerului, și iată că acum și la fratele noastră, spuneți, care creează impresia? Știți că există o impresie că acestea au fost ținute de dumneavoastră? Am văzut propaganda. Păi pe fratele meu l-au arestat în timp ce eram președinte. Da? De ce nu au dat înainte? În ceea ce îl privește pe ginere, a fost o autosesizare a parchetului general după Antena 3. La Elena Udrea, cine a ținut dosarul? Păi Elena Udrea n-a avut nicio problemă de dosar până la denunțuri. Denunțurile nu s-au făcut în timpul mandatului meu, că nu cred că ar fi fost menajată. Chiar dacă eu vă spun încă o dată ceea ce știu. Elena Udrea n-a luat geanta cu bani și acea geantă n-a ajuns în birou la ea. Domn președinte, acum, haideți ca să fiu și eu avocatul diavolului. Vă rog. Toată lumea care comentează are următoarea interpretare. Faptul că îi luați apărarea atât de evident Elenei Udrea, spunând nu a luat geanta cu bani, dă cumva senzația că încercați să influențați într-un fel ce să influențez, domnul Orcan? Eu vă spun ce să interpretează. De când a fost chemată la DNA și acuzată și de atunci i-au dat vreo 3 decizii de menținere a arestului. Pe cine influențez eu?
ajungem la cealaltă interpretare. Traian Băsescu e cel care a creat acest sistem de luptă anticorupție, da? Pentru că dumneavoastră i-ați numit pe toți oamenii ăștia care... Așa e. Nu? Și pe Monica Macovei i-ați numit-o, și pe șefii de servicii i-ați numit, și pe Codruța Chiovei, și ba chiar de două ori. De trei ori. De și, două ori procuror și oamenii general, spun așa, bun, omul care a susținut lupta anticorupție vine și ne spune acum că sunt niște probleme cu lupta anticorupție. Sunt. Păi până acum nu erau? Domnul Orcan, au fost tot timpul, dar gândiți-vă că eu aveam calitatea de șef al statului. Eu puteam să le spun lor, șefilor de instituții, nu cred că e în regulă asta. Nu cred că e în regulă asta, că era DNA, că era Parchet General, că era SRI, că era SIE, pentru că am în Constituție să veghez la buna funcționare a instituțiilor statului. Nu zice că pot să iau și măsuri, dar semnale pot să trag. Deci puteam să o fac în relația cu ei. Acum însă am obligația să spun ce cred că mai este de făcut, dacă vreți, și în justiție și în serviciile secrete, după 10 ani de lucru cu ele, 10 ani în care au trecut reforma odată cu mandatul meu, că s-au reformat, fie că vorbim de justiție, fie că vorbim de serviciile secrete, dar nu m-ați auzit niciodată să vă spun că sunt perfecte. Și dacă discutăm de justiție, justiția are o groază de probleme. O groază de probleme. Nici nu considerați că lupta anticorupție sau instituțiile, DNA, parchete, SRI, etc. sunt în bloc, eu știu, acuzabile. Vorbiți doar de niște cazuri, nu? Ca să înțeleg. Vă spuneți problemele. Enumerați-le. E o listă lungă de probleme pe care le are justiția în momentul de față. Trebuie să luăm publicitate. Trebuie să luăm publicitate și vă las să spuneți această lungă listă de probleme și să vorbim puțin și despre, mă rog, chestiunile care țin de imagine, pentru că și justiția are și ea o componentă Sunt de imagine. Sunt absolut de acord. Bun, revenind după pauză, doamnă și domnă. Obiectiv major. Și nu pot să spun că am făcut ceva. Am stimulat să se facă legile, să facă legislația de care au nevoie, legea micii reforme când se propteau cu termenele și cu codurile. Ați ales oamenii? Parte din ei. Parte Acum, din la ei. Ultima numire n-am mai putut, că a trebuit să partajez cu Ponta numirile. Dar îmi asum și câștigurile și eșecurile. Văd însă niște efecte ale noului cod penal și, după părerea mea, niște excese ale procurorilor cu arestările preventive. Mă uitam, stăteam ca om care știe ce înseamnă forța statului când se așează pe unul. Un om care i-a pus cătușele procurorul în urma unui denunț, atenție, în timpul mandatului meu denunțurile au fost foarte puține. La sfârșitul mandatului meu au apărut denunțurile lui Florică și Pescariu. În rest, procurorii munceau la dosar să strângă pas cu pas elemente cu care să-i poată acuza și cred eu că mai făceau un lucru. Puneau în dosar și elementele favorabile celui pe care îl acuzau. Acum au cam dispărut. Cele favorabile nu se mai trec, se trece doar ce incriminează. Este un tip de justiție care se face sub o presiune formidabilă. Gândiți-vă la un om căruia i-a pus procurorul cătușile pentru reținere și urmează să fie dus a doua zi la înalta curte pentru arestare. Ce se întâmplă automat? În primul rând este primit cu un cortegiu de presă și cu informațiile toate date presei pentru ce este chemat omul. Foarte rar nu se știe de ce e chemat. Deci pregătirea reținerii se face prin mijloace necinstite, domnul Orcan. Este necinstit să faci așa ceva unui om care încă e liber, nu e condamnat. Se stă 24 de ore, de regulă se ieșea cu cătușele la mână
în emisiunea unui anume realizator sau la anumiți realizatori se făcea ieșirea triumfală cu cătușele la mână din DNA și trimiterea la arestul Poliției Capitalei. Un alt element de presiune formidabilă. Un alt element de presiune se duce la arestare, dar până atunci din dosar delațiunile sunt distribuite întregii prese și judecătorul este în fața opiniei publice. Vedeți că marea majoritate a închierilor judecătorilor spun n-ar fi bine pentru opinia publică și nu știu ce. Cine a creat isteria în opinia publică? Procurorii care dau din dosare. Ei de regulă spun, avocații. Nu, avocații n-o fac. Un alt element de presiune. Gândiți-vă că un om care a fost arestat are pe capul lui procurorul DNA de caz, SRI-ul, Curte de Conturi, presă. N-are nicio șansă. Denunțul a dobândit valoare de probă. Aproape. Este aproape probă. Ori, eu nu pentru tipul acesta de justiție am luptat. Și nu s-a întâmplat până cu 2-3 luni înainte de terminarea mandatului meu. Nu am explicații de ce se procedează așa. S-a schimbat și codul, s-au schimbat și codurile penale? Da, codurile intrase în vigoare la 1 ianuarie. Sigur, ele au început să producă efecte mai târziu. Le-au dat mai multe instrumente. Știți cum văd eu omul care e dus la arestare? Ca pe o muscă care are toată greutatea instituțiilor statului pe el. Am văzut și declarația doamnei președinte în altei curți de casație de la bilanțul DNA, că vor fi un partener al DNA-ului. Zău? Da, în alta curte, într-adevăr. Zău? Păi un inculpat care are pe cap procuror, SRI, Curte de Conturi, poliție, în alta curte despre care știe că e partenerul DNA-ului. Nu vă supărați, domnul Orcan, ce șanse mai are omul ăsta? Ce șanse mai are un om care are aceste instituții pe el și se duce în fața judecătorului știind că doamna președintă în altei curți de casație a spus suntem partenerii DNA-ului. N-au nicio șansă. Și credeți că asta va crea condamnări nedrepte? Că eu totuși continui să cred în justiția... Domnul Orcan, nu exclud posibilitatea să se creeze condamnări nedrepte. Dacă există un voluntarism al procurorilor, urmarea modificării codului penal și a codului de procedură penală, cei care trebuiau să tempereze lucrurile erau judecătorii. Nu în alta curte vine și spune, noi suntem partenerii voștri, procurorilor. Luați 3 delațiuni și băgați-l la beci până recunoaște delațiunea. Dar credeți că asta se întâmplă în toate cazurile? Sau nu, sunt cazuri în care se întâmplă. Nu pot să spun, spre exemplu, la Șova, care a distrus probe. Asta este elementară că te duce la arest. Da? Sau la Vâlcov, de care îmi pare rău că îl știu de când era copil. La Vâlcov îi găsești tablourile ascunse cu toate cele. Nu mai ai ce să faci. Nu știu dacă e caz de arestare în condițiile în care a recunoscut tot. Dar arestările în vederea obținerii mărturisirii, după părerea mea, încalcă orice normă a drepturilor omului și dreptul la demnitate care e garantat în Uniunea Europeană. Bună întrebare, normală. Da. De ce n-ați descoperit asta când erați președinte? Nu, am descoperit, nu se făcea așa, domnul. Și întrebare de ce nu? Domnul am Cristoie. Am înțeles, așa este, aveți dreptate. Domnul Cristoie. Dar de ce acum? Pentru că văd foarte mulți oameni care sunt incorecți în relația cu mine, nu mă refer la dumneavoastră, spunând, păi da, tu i-ai făcut.
Fraților, în timpul meu nu se întâmpla. Corect, nu au fost aleste toți, toți ceilalți au fost în libertate. Mi-aduc aminte. Și Voiculescu a fost în libertate. Și Voiculescu și Năstase. Corect. Și Remeș și Mureșan și Fenechiu era, Fenechiu era ministru. Deci moda arestărilor a început la perioada de terminare a mandatului meu, începerea noului mandat. Eu cred că este și o pasiune a șefilor pe care i-am lăsat eu, ca să nu spun, da, să arate un zel extraordinar, să-și mai ia încă un mandat, știi, pe la DNA sau mai știu eu pe unde. Eu cred că astfel de abordări politici de acest tip nu vor face decât rău justiției. Pentru că se va decredibiliza în timp. Nu te oprește nimeni. Dă-i măsuri de supraveghere, de nu știu ce. În momentul în care ai toate instituțiile pe care vi le-am enumerat împotriva ta, instituții ale statului român, repet, procurori, știi declarația președintei în altei curți, deci n-ai nicio speranță la judecători, poliție, curte de conturi, toate instituțiile le ai împotriva ta. Și mai ești și îngrădit în a te apăra. Pentru că într-un fel se apără un om care este într-o libertate relativă, fie la casă sau sub supraveghere. Și altfel se poate apăra unul care e băgat la beci și la care avocatul care are multe procese, azi trece, mai trece peste 5 zile, gândiți-vă ce justiție ne pregătim să construim. Domnule, era normal. Repet, așa ceva nu s-a întâmplat. Cum? Odată cu noastră? Au mandatul scris în lege de 3 ani. Maior era în situația asta, pentru că el nu avea mandat limitat. El era propus de un președinte și numit. Cum nu era nici Coldea. Nu are mandat de 3 ani de prim adjunct al... ceilalți au mandat. Doamna președinta în altei curți are mandat de 3 ani, DNA un mandat de 3 ani și ei și adjuncții și așa mai departe. Deci domnul Cristoiu și domnul Orcan, vă rog să mă credeți că nu spun, nu vreau să atac justiția, nu vreau să compromit ce s-a făcut în timpul meu, pentru că eu am găsit o justiție în care politicienii erau călare pe justiție și am lăsat o justiție în care procurorii sunt călare pe politicieni. Dar procurorul s-o facă cu legea în mână. Mi-aduc aminte de o doamnă Iordache. Au nenorocit-o. Era secretar de stat la Ministerul de Finanțe. Au luat-o, au băgat-o și la beci, a trecut prin toate pentru nu știu ce aprobare dăduse. Ca secretar de stat în Ministerul de Finanțe. A câștigat femeia pe toate nivelurile, dar nenorocită. A fost terminată. A fost scoasă cu cătușe din DNA. Uitați-vă la ăștia 18 vameși de la Otopeni. Eu nu spun că pe celelalte puncte de frontieră au fost rezultate destul de bune, cu condamnări, cu nu știu ce. Dar ăștia 18 vameși de la Otopeni au fost achitați toți, în toate instanțele. Și acum statul român trebuie să le plătească salariile. Oare n-ar fi corect să avem legea răspunderii procurorului care a inventat vini, i-a trimis în instanță, i-a băgat întâi 30 de zile în arest, iar astăzi statul român trebuie să plătească 900 de mii de euro salariile acestor 18 oameni? N-ar trebui să dispară din justiția acel procuror? Pare, nu vă pot da răspunsul la întrebarea asta. Poate că ar trebui, dar... Îmi pare rău să vă spun, și această afirmație cu răspunderea procurorilor este o chestiune pe care cei de la antenele, trustul de propaganda lui Voiculescu au propagat-o ani de zile. Dom'le, dar îmi pare rău. Răspunderea magistraților trebuie să existe. Trebuie să existe atâta timp cât primul reflex al procurorului este să-l bage pe inculpat la beci. Trebuie să existe, iar eu le recomand tuturor care consideră că au fost arestați abuziv înainte de a fi condamnați să se adreseze CEDO. O spun public pentru că
acest proces de guantanamizare care a început în luna octombrie-noiembrie anul trecut. Acest proces de guantanamizare nu trebuie să continue, ne descalifică. Nu-i cam dur cu guantanamizare, am văzut că și maestru Cristoiu folosește comparația. Eu am folosit-o întâi. Am recunoscut. Acolo nu l-ați recunoscut domnul, public, în pauză. Deci l-ați citat pe domnul Cristoiu. Domnul președinte, la Guantanamo... Nu, eu v-am citat pe la Guantanamo ăia erau supuși la niște tehnici speciale. Cam aceea și mă gândesc că oamenii nu torturați în România, că atunci chiar am avea o veste... Îmi pare rău. Un om ținut în arest, în mod abuziv, fără probe concrete, ci doar pe o relaxare așa, până spune de fapt ce vrea să audă procurorul, este torturat. Deci, în condițiile din arestul de la IGP, asta înseamnă tortură. Iar eu nu voi renunța de dragul de a mă părea unul care e, domnule, e cu justiția orice s-ar întâmpla. Justiția trebuie să aplice legea și nu abuzul. Ce ți e să-l ții în supraveghere, să-l judeci? Nu la... Gândiți-vă că în timpul mandatului meu au fost condamnați vreo 9-10 miniștri. Unul n-a fost arestat. Bun, oamenii spun că e alt cod penal și că pe acest bun, cod penal... Dar de ce trebuie să arestezi? De ce judecătorul înainte să facă orice? Mă întreb. Nu le spun eu judecătorilor ce să facă. De ce nu țin cont în primul rând că orice om are dreptul la demnitate și la a se apăra? Judecătorul care spune fără probe consistente, ci doar pentru, așa cum spune maestru editorialul procurorului, spune du-te la arest, du-te în arest 30 de zile, de fapt, în acel moment îl lipsește pe cel acuzat de șansa de a se apăra. Bun, domnul președinte, facem o dezvăluire. Deci, atenție, vreau să fiu foarte clar. Eu nu discut aici cazul Elena Udrea, discut ceea ce mă revoltă și ceea ce mie mi se pare un derapaj de la ceea ce am lăsat să se construiască în timpul mandatelor mele. Bun, întrebarea nu când aveam de gând, mă trebuie de mine. Aveați obiceiul când erați președinte și acum am, dar că din când în când, când era câte un lider de opinie care spunea ceva incorrect, sunați. Domnul Florian Colda este copilul nostru. L-ați descoperit, l-ați crescut. Era major când l-am descoperit. Bun. Doamna Codruța Chioveși și datorează cariera... Era procuror la Sibiu. Și doamna de la Înalta Curte, într-un fel, a ajuns datorită dumneavoastră. Nu într-un fel. A ajuns datorită mie, bun, doamna de la Avem Înalta Curte. Trei oameni, da? Eu dacă trei, nu cu domnul Orcan, foști oameni de-ai mei, copii de-ai mei, ar face aceste lucruri, ia suna. Noastră, de ce nu-i suna? De ce ne spuneți prin televizor? Vedeți, întrebare grea. Da. A sunat pe vreunul. Așa. Pot să vă spun că din silă... Păi niciunul n-a sunat? Pot să vă spun că din silă... Nu, domnul președinte, vreau să pe Colda. Cum adică din silă, domnule președinte? Ce să zice? Pentru că ei sunt artizanii acestui mod răvășit de a face justiție și fără respect păi pentru crescut, domnule, cel care nu-i condamnă. Ce să fac? Vor să mai rămână 5 mandate în funcție. Și dumneavoastră încă o dată, ascultați-ți direct. N-a sunat pe niciunul. Nu. Așa nu neapărat să influențați. Spune, bă, voi o luați razna. Nu, pentru că am primit lecția Nițu, la care sunați pentru cu totul altceva. Dar de ce l-a sunat? Stați un pic. De ce l-a sunat pe domnul Nițu, apropo? Aveam o problemă de clarificat cu el. Da, legată de dosarul cu Firea? N-avea nicio legătură. Și v-a răspuns cine? Ce secretar? Secretar, că nu se poate. Bătutuiți cu cei doi? Florian Cordea și cu Codruța? Nu.
Nu? Bun. Și de ce? Niciodată. Nu i-a sunat niciodată? Nu, nu. Nu să-i cert, nu să le atrageți atenția, nu, că greșesc. Hai să vă spun, am sunat la cabinetul doamnei Chioveși și am cerut... Ce, eu sunt Traian Băsescu și am cerut secretarei... O audiență. Deci, atenție. Hai că-mi fac cruce. Am cerut secretarei numărul de telefon al unui procuror care a lucrat în dosarul Flota. Vreți să vă spun și de ce? Ca să n-avem pe urmă... Păi haideți că facem o dezvăluire. Trebuia să-mi prelungesc autorizația de portarmă. Și de la poliție a venit că președintele are un dosar penal, 22P din de nu știu când. Era celebru dosar Flota, care rămăsese la Constanța cu numărul de înregistrare vechi, pe care au fost scoși de sub urmărire penală cei 100 de incriminați, iar actele n-au circulat corect, să spună, actul lui Băsescu a fost disjuns în dosarul care avea alt număr și s-a dat neînceperea urmăririi. Și a rămas prins acolo, drept pentru care a apărut sesizarea să nu mi se elibereze permisul de portarmă pentru că am un dosar penal în curs. Deci atunci am sunat să aflu numărul de telefon, cu secretara am vorbit și am cerut numărul de telefon al procurorului care știam că a dat rezoluția, da, s-o și l-am întrebat. L-am întrebat ce am de făcut și mi-a spus omul: domnul președinte, faceți la noi o cerere. Corect. Cererea o primim noi, comunicăm la Constanța și pe urmă ei vor să comunice la Ministerul de Interne pentru permisul de portare. Întrebare de 100 de puncte. Dacă domnul Claus Ioanes, ipotetic, v-ar întreba așa la o cafea: domnule, ce să fac cu ăștia trei pe care ar numi noastră? Dumneavoastră ce i-ați spune? Nu vă dau un răspuns. I-ați mai descoperit din nou? Ați avut o dezamăgire? Le-am văzut după? Și alte fețe. Ați avut o dezamăgire? Le-am văzut și alte fețe la toți trei. Când acum, după? Da, după. Deci trebuie să cazi ca să afli, nu-i așa? Nu, de când ați început trebuie să, aflați? Să aibă ei alte condiții. De când ați început să aflați? Păi a doua zi după ce am terminat mandatul, domnule. Imediat? Nu, înainte nu dădeau semne? Nu, eu am avut o colaborare bună. Când am fost niciodată președinte și n-am căzut niciodată din punctul ăsta de vedere. Da. Bun, sunt... Deci a doua zi după ce n-ați mai fost președinte, brusc s-a rupt... lanțul de iubire... Tot, nu ne cunoaștem, nu. Și e foarte bine așa, că eu nu am ce să influențez. Ei vor suna vreodată, dar nu. Nu. Cum să nu vă sunăm? M-a luat deci, peste picior? Deci, niciodată nu m-a sunat niciunul din ei, doar la Coldea am lăsat odată mesaj să mă sune. La secretară. La robot. Pentru că nu era în unitate. La robot? Pentru că am găsit la mine, printre documente, niște documente secrete pe care nu s-au predat. Erau în arhiva mea. Și am sunat cartea și mi le-am trimis. Nu. Cum nu știți? Istoria internă. V-a trimis-o domnul Colda? Cu siguranță mi-a trimis-o, dar nu mă întrebați dacă am și citit-o. Deci v-a trimis-o. Da. Istoria SRI, da? Da. Deci v-a trimis-o. Da. Da. Acum, de când au împlinit 25 deci, de ani. Deci undeva n-a fost chiar așa. V-a trimis-o totuși. Da. Bun. Da. Cu ofițerii acoveriți, cum stăm, domnule președinte? Hai să mai continuăm puțin cu justiția. Eu v-am făcut o poză așa cum o văd eu. Deci, atenție, nu vorbim de oameni care au ucis, nu vorbim de oameni care au fost prinși în flagrant, nu vorbim de oameni care au încercat să modifice probe, vorbim despre cei suspectați sau inculpați, despre care nu sunt încă adunate toate probele, bagi la beci ca să cu toate instituțiile acelea pe ei și lipsindu-i de posibilitatea de a se apăra, că asta înseamnă să te bagi în arest. Da, să știți, domnul președinte, vă întreb numai puțin. Da. Să știți că asta s-a mai întâmplat și înainte. Dovada e chiar cazul Vameșilor, care nu-i dați de el. Da. Ei au fost achitați acum. Da. De ei au fost arestați de mult. Sunt și ținându-le din arest, dar pentru că nu erau VIP-uri, nu i-a băgat nimeni în seamă. Nu. Aduceți-vă aminte ce spectacol a fost cu arestarea Vameșilor. Păi, da, dar la fel au stat niște luni la pușcărie și nu și-a pus nimeni întrebarea de ce stau la arest. Astăzi eu nici prin cap nu mi-a trecut că va exista
achitare, dar și dacă mi-ar fi trecut, nu puteam să spun nimic până nu se proba că au fost nevinovați. Însă, din celelalte puncte de frontieră au fost destui, deja condamnați. La Otopeni a fost, se pare, o forțare a procurorului. Eu și eu adică îl împărtășesc, dar nu inspirat de noastră. Da, atenție, eu nu spun, domnul Cristoiu, pentru că nu vreau să mă las în capcane de astea care se poată fi speculate pe urmă. Oricum de, deci liber să spuneți tot ce vreți în emisiunea de mincinoșii de la Antena 3. Nici DNA-ul nu spune că e perfect. Deci DNA-ul raportează rată de eroare de 10%, da? Recunosc că mi se pare cam mare. Spre exemplu, ne spunea doamna Codruța Chioveși că are 4.000 de dosare în lucru. Da? La bilanț. 4.100, da. Nu știu câte. Da. Păi 4.000 cu o rată de eroare de 10% înseamnă, dacă luăm un vinovat pe dosar, un vinovat pe dosar, sunt 400 de oameni. Oare fi bine să-i bagi la beș să constați pe urmă că sunt nevinovați și să n-ai răspundere pentru treaba asta? Bun, de ce acest mesaj al noastră trebuie precizat că al meu este pe al noastră. Nu ne influențăm reciproc. Da. De ce nu e preluat de alți politicieni? Pentru că n-au curaj, domnul. N-au curaj. Eu, dacă lucrurile ar fi mers cum au mers înainte, când au existat și atunci erori ale procurorilor. Și vă pot da eu exemple. Chiar ăsta cu Vameșii, dar mai sunt exemple. V-am dat exemplu cu doamna Iordache, secretarul de stat de la Finanțe. Și vă mai pot da exemple. Nu-i momentul să facem lista. Însă niciodată nu s-a acționat parcă cu oarecare sălbăticie și într-o competiție. Procurorii să-și pună scalpuri la cingătoare. Scalpul cui l-am? Al politicianului X, scalpul cui? Și al politicianului Y, scalpul cui? Și al politicianului Ț. Riscul este, dacă se continuă în acest mod de abordare a justiției, repet, pentru cei pentru care nu este cazul să-i arestezi, că sunt unii la care este cazul să-i arestezi, cum a fost parlamentarul acela din Galați care fugise prin Kenya. L-am adus, ne-au sprijinit Boldea. Ne-au sprijinit alte servicii să-l recuperăm, să-l aducem din Kenya. După ce l-am identificat, am dat eu un mesaj, să știți că nu întotdeauna mesajele pe care le dădeam erau cele de care era nevoie. Dar erau și mesaje care trebuiau să ajungă la anumite urechi. Când am spus și în gaură de șarpe, dacă te ascunzi, exact. Te găsim, pentru că știam deja unde este. Domnule președinte, trebuie să luăm publicitate, că asta e ca ceasornicul elvețian, că după aia mai avem câteva minute în care vreau să mai lămurim câteva probleme legate și de lupta anticorupție, dar puțin și despre mandatul președintelui Iohannis și despre guvernarea domnului Ponta, că e o legătură. Domnul Orcan, înainte să dăm publicitate, un lucru trebuie nu mai o luăm, nu o dăm. Da, să dați publicitate, așa. Da. Lupta anticorupție trebuie să continue pentru că a erodat statul. Au fost mulți ani până s-au creat instituțiile capabile să lupte. Ce mi-aș dori eu acum, ca aceste instituții să nu facă abuzuri, să nu intre într-un mod triumfalist de a aborda justiția și sau într-un mod al spectacolului gratuit, făcut pe seama demnității oamenilor. Domnule președinte, credeți că această temă, încheie ultim, ar putea fi preluată de Partidul Mișcarea Populară? E prea mic. Da, e domnule președinte, mic. Mai este dar trus. Eu o voi avea ca fost președinte. Și o să-i văd pe domnii ăia de la inspecția judiciară că vor considera atacuri orice. Haideți că vorbim după pauză, domnule președinte, să vorbim și despre decizia CSM în cazul dumneavoastră. A spus că ați influențat justiția pentru o declarație, dar revenim după pauză. Am revenit, doamnelor și domnilor, ne-a întrerupt publicitatea, domnule președinte. Enumerați o listă de probleme pe care considerați că le are justiția și mai ales mecanismul ăsta de luptă împotriva corupției.
justiția are niște probleme. Deci eu consideram la sfârșitul mandatului, fără să fie apărut acest spectacol al arestărilor, al umilirii oamenilor, consideram că sunt niște probleme care de asemenea trebuiau rezolvate pas cu pas. Cum spune președintele primul nostru. Primul volum al cărții sale, cărții da. Pe-al doi de acum. Și ele sunt în interiorul structurii. Spre exemplu, una din problemele pe care le are justiția este că atunci când a fost criză de judecători, foarte mulți procurori au trecut din procuror în judecător. Și la înalta curte, dar cu aprobarea noastră, stați un pic. Păi, cu aprobarea mea, dar e lege. Da. În acest sens. Adică el era procuror și a devenit brusc judecător. Nu brusc, a avut un examen. De la... Nu vă brusc supărați. În sensul că n-a practicat, domnul da. Președinte. Să ne deci, lămurim. Asta este o problemă care ține de CSM. Unde îți spune că ești bun, că poți fi bun, poți să nu fii bun, doar nu-i președintele judecătorul judecătorilor și a procurorilor. Trebuie să-ți spună un organ de specialitate. Nu-i bun de înalta curte, un procuror. Deci trecerea asta destul de consistentă de procurori în calitatea de judecători... Fără să fii judecat un minut, domnul președinte. Niciun proces la sector. Una e procurorul da. Și una este judecătorul. Da. Trebuie să ai o carieră ca să ajungi foarte mulți inculpați se trezesc în față tot cu un procuror. Deși el e în roba de judecător. Au tot un procuror în față. Deci este o problemă de sistem pentru că e destul de răspândită. Nu e o excepție. Este destul de răspândită ca problematică. O altă problemă a sistemului este legată de foștii ofițeri acoperiți dintre judecători și procurori. Până în 2004, serviciile au considerat ca de altfel și acei judecători și acei procurori că pot să încalce Constituția. Constituția din 91 spune foarte clar, magistrații nu pot fi ofițeri acoperiți. Destui dintre ei au fost. Destui. Nu vreau să înțeleagă că e generalizat. Sunt unii care au fost, ca să fiu mai precis, să nu dau acești oameni, de teama faptului că au încălcat Constituția din 91, teamă pe care o are și Ponta, da, că a încălcat Constituția când s-a făcut ofițer acoperit, deși era procuror la parchetul general, acești oameni de teamă să nu se afle că au încălcat Constituția, ceea ce în mod normal i-ar duce la pierderea calității de magistrat, fie că vorbim de procuror sau de judecător, sunt șantajabili. Știți care a fost motivul pentru care eu am dat ordin să se scoată cele 3 milioane de dosare ale fostei securități? Pentru că acele dosare erau utilizate de unii. Și față de consilier, și față de primar, și față de unul care ajunsese om de afaceri. Ce faci, Gigel? Dosarul ți-aduce aminte? E la noi, la județ acum. De unii... actual, din SRI. Și atunci am spus toate dosarele predate ca să terminăm bălciul șantajului. E, cei care au fost acoperiți până în 2004, mulți? Până în, până în 2004. Dar a existat această care, de fapt, realitate. Funcționează, să-ți fac eu. Ei funcționează și în continuare. Ca acoperiți pentru că da. Sunt șantajabili, corect. Exact. Și în presă și el asta, se va gândi, locului. Aici iau declarația lui Maior. Da. De bună. Nu? Da, am înțeles. Pe mine nu m-a informat nimeni cu lista de ofițeri acoperiți. N-are cum că iau al ofițerului de caz. Deci, aceasta este o altă problemă. Pentru că cel care l-a avut pe acoperitul din justiție, fie că e procuror, fie că e judecător, poate primi telefon chiar de la ofițerul lui. Domnul, cazul ăla se poate?
sau nu se poate. Cum a fost în cazul lui Ponta Megapower? Megapower a scos doi, a lăsat un singur vinovat pe care l-a grațiat domnul Iliescu. Și credeți că asta era în urma unei indicații venite din sfera serviciilor? N-am niciun dubiu. N-am niciun dubiu. Am dreptul să judec. Acum, după ce nu mai sunt în funcția de președinte, am dreptul să judec. Dar eu am atenționat asupra acestor lucruri pentru că sistemul trebuie să știe că are niște probleme. Și aceste probleme trebuie rezolvate din interiorul sistemului foarte repede pentru credibilitatea sistemului. Bun. Eu... numai puțin. Credeți că se va autoregla sistemul? Pentru că eu asist la această, acest linșaj care are loc în acest moment la adresa tuturor oamenilor care pun în discuție chiar și o mică parte, un caz concret, punctual din activitatea DNA sau SRI, care sunt pe un trend ascendent de popularitate. Ați văzut că doamna Chioveși a ajuns ca un om politic la 60%, da. DNA-ul la fel, în sondajele de opinie, ceea ce e firesc pentru că am avut această luptă anticorupție și lumea se bucură că scăpăm de niște corupți. Pe de altă parte, dacă intrăm în amănunte, dacă ne legăm de cel mai mic om din DNA și punem un semn de întrebare asupra lui, cum am avut un caz cu numărul 3 din DNA, a cărui soție ia bani prin factură de la un om urmărit penal, da? Imediat reacția a fost a oamenilor că atacăm DNA-ul, adică e celebru bancul dai mine, dai în fabrici și uzine. Acum, domnul Orcan, aici nu toți din DNA singură, la fel și nu toți judecătorii la fel. Avem o singură problemă. În primul rând, procurorii și judecătorii sunt tot români. Vi s-a părut că veniți din Marte? Că sunt marțieni? Nu. Nu. Deci sunt tot români și ziariști, și ei, ca și ziariști, ca și politicienii, ca și toate cele. Plecând de la această realitate, iar eu care știu realitățile sistemului, cele pe care vi le-am spus, prea mulți procurori trecuți în judecător se trezește inculpatul tot cu un procuror în fața lui, avem problema celor care au fost ofițeri acoperiți și care sunt dependenți, pentru că acum, dacă scoți dosarul meu că am fost turnător, da? Ok, a fost. N-are niciun efect. Dar pentru un judecător care, după 91, după Constituție, a fost ofițer acoperit, acel om a încălcat Constituția. Și te întreb cu bună știință. Și te întreb dacă mai poate rămâne judecător sau procuror. Iar el, de teama că dacă nu execută ce îi se sugerează, se va afla propria lui istorie, va rămâne cu un semn de întrebare asupra onestității lui în toate cazurile. Mai avem doar 3 minute, eu vă spun cum stăm cu timpul ca să știm, 3-4 minute. Vă rog... Să nu uit, domnul președinte. Un confrate, nu știu dacă domnul Orcan e de acord, că Bogdan Iacob de la Impolitix a lansat această temă a noii Constituții care va prevede reducerea mandatului de președinte, da? Cum vedeți dumneavoastră la anul? Domnul Iohannis să demisioneze ca să putem să intrăm în ritmul ăla de 4-4? Întreb. Nu știu dacă o va face domnul Iohannis. Eu am făcut această ofertă. Dacă vă aduceți aminte... Dar alții îl pot demisiona? Nu. Nu. Păi și cum va fi atunci? Ales pentru un mandat de 5 ani și va merge timp de 5 ani. Nu poți să modifici mandatul președintelui prin modificarea Constituției, doar dacă dânsul are o opțiune voluntară să se revină la suprapunerea adică mandatelor. Să demisioneze și să candideze la anul. Să candideze odată la parlamentare. Odată cu legislativele. Bun. Vedeți și se discută foarte mult, nu din partea mea cel puțin, cred că nici a domnului Orcan, că acțiunea DNA va duce la apariția unei noi clase politice. Vedeți? Da. Păi întreb. Este o copilărie. În ce sens? Păi... Îi arestează pe toți și nu mai rămâne niciunul. Așa și? Și vin alții. Așa, nu știu, întreb. Așa zic ei, nu eu. Dacă cineva se gândește să distrugă tot, da. Pentru că distrugerea clasei politice deliberată într-o politică da. Penală... Actuale, actuale, da. Zic da, eu. Da, actuale clase politice...
nu va face decât să vulnerabilizeze și mai mult România. Gândiți-vă că noi suntem, ne vulnerabilizăm pe zi ce trece în loc să ne întărim. Cine era dacă puteam discuta cinstit după ce mi-am terminat mandatul? Bă, fraților, știu că ați avut acoperiți destui prin curțile astea de justiție, pe toate... Și pe presă, domnule. Și pe presă, domnule. Hai să terminăm cu povestea asta. Hai, care vreți, care puteți... oameni buni, prea mulți procurori, mai reveniți voi sau mai plecați în magistratură, că, uite, au ieșit de la INM copii tineri care pot fi promovați. Cred că astfel de discuții, dacă am fi putut avea, pentru că eu am fost deschis să pun experiența celor 10 ani dincolo de poziția de președinte. Să mă dezbatem public, să-i găsim soluții de îmbunătățire. Nu s-a putut. Și atunci mai prind și eu câte o discuție de asta și spun ce gândesc. Păi, domn președinte, vă mai chem că acum dacă sunteți un pic mai relaxat, nu mai să aveți așa, sunteți un pic mai relaxat, vă mai chem dacă mai vreți să veniți. Vă chem în calitate de analist politic, așa nu cum a zis analist politic, eu sunt fost președinte. Astăzi ca politician cu 25 de ani. Domnul Orcan, ca să intri în tagma analiștilor politici e... E greu să intri în tagma analiștilor politici. Apropo, o surpriză, maestre, emisiunea se termină, dar v-am pregătit o surpriză. Și stați că mai era o întrebare de la maestru. E un fenomen care pe mine, eu nu... O întreagă echipă de analiști care v-au susținut și pe care i-am găsit, că eu v-am criticat vreo 3 ani, rău de tot. Bine ați făcut, da, că eram la putere. Păi da. Care i-am găsit din 2005, înjurându-mă pe mine, lăudându-vă la deșanța. Da. Dar de ce s-au întors acum pe trebunul ăsta? Cine-i de vină? Ei sau noastră? Probabil că și eu. De ce? Probabil că și eu. Domnul Cristu, eu n-aș putea spune că am fost un om politic amabil. Da? Deci, asta e viața. Am înțeles, da. Da, domnul președinte, v-am pregătit suferiți o că vă critică? Nu, nu. Nu. Atâta timp cât am familia trăim sănătoasă și în jurul trăim meu... într-o țară liberă, da. Fiecare poate să critique pe fiecare. Bineînțeles. Dar, pe cât posibil să fie corect și critica. Și noi suntem critici ca jurnaliști, care nu suntem plătiți din bani publici. V-am pregătit o surpriză, o poză foarte frumoasă pe care am primit-o pe Facebook de la un telespectator fidel. Îl aveți în imagine, se numește Adrian Bârzoi, este pilot comercial de profesie, un muncitor cinstit din diaspora românească în Emiratele Arabe Unite și care ne urmărește emisiunile. Spune că vă rog să-i transmiteți domnului comandant Traian Băsescu că mi-l doresc prim-ministru al României, așa să pot să mă întorc și eu acasă, acolo de unde am fost alungat ca efect al corupției și imposturii. Vă mulțumesc! Iată că aveți fani inclusiv în diaspora care vă vor prim-ministru, nu știu dacă o să mai fiți prim-ministru, dar, repet, noi facem o propunere să intrați în tagma analiștilor politici și să analizăm evenimentele. Să vedem dacă sunt primiți. Analiști politici, dar nu acoperiți. Nu, analiști politici. Ați fost cum ne-a să fi avut un președinte ofițer acoperit. Acoperit, da. Păi aveți un prim-ministru care a fost ofițer acoperit. Dumneavoastră sunteți ofițer de marină, nu sunteți acoperiți. Sunteți ofițer eu sunt comandant de navă. Da, ofițer comandant de marină. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Traian Băsescu, vă mulțumesc, maestre Ion Cristoiu, rămâneți pe B1 TV, urmează rubrica lui Silviu Mănăstire și apoi Cătălin Striblea cu niște invitați surpriză. O să comentăm, evident, și declarațiile președintelui Traian Băsescu, care deja fac vâlvă pe internet. Noi ne revedem mâine seară, ca în fiecare seară în această săptămână, ne revedem în fiecare seară de la ora 19, până atunci numai bine.